ziua! Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Da, doamna Leona, venim la dumneavoastră cu o deosebită plăcere și cu un la mulți ani, căci astăzi vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Văzându-vă între acești copii minunați, cred că v-au felicitat ei de dimineață. Iată că și noi ne alăturăm la toate cuvintele spuse și vă dorim în primul rând tot binele din lume. Aici, în casa dumneavoastră, să domnească sănătatea. Ca oaspeți de onoare, să fie norocul, să fie fericirea. Și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră. Fie ca petalele acestui trandafir să vă mențină frumusețea, frunzele să vă mențină tandrețea, tulpina să vă mențină sănătatea, iar spinii să vă apere de dușmani. Și părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca cea de astăzi și fie ca cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare. Avem aici un coș cu trandafiri care vă aparțin doar dumneavoastră, să dea Domnul să-i mulțesc la doi. Așa vă doresc eu. Un suport financiar. Și sigur că avem și un mesaj frumos. Draga mea, mămică, vreau să-ți spun mai întâi de toate cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună, cea mai dragă, cea mai înțeleaptă, cea mai dulce, cea mai harnică, cea mai frumoasă, cea mai scumpă și cea mai blândă ființă de pe acest pământ. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu, plină de dragoste, bună, răbdătoare, iubitoare. Ai știut mereu cum să te ridici și să îmi dai curaj și mie. Mereu m-ai iertat de câte ori am greșit. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Eu îți doresc să rămâi mereu așa. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că mă iubești și retrăiești pentru mine toată viața. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că îți pasă de mine și ai mereu o vorbă bună de adresa mea. Îți mulțumesc pentru că întotdeauna crezi în mine și ai încredere că voi reuși în toate, pentru că mă susții și mereu îmi oferi un umăr de ajutor. Viața a făcut să mă aflu departe de tine. Sunt între străini, dar gândurile mele duc mereu spre casa părintească, spre tine, draga mea mămică. În această zi minunată, vin cu urări de bine. Îți doresc ca anii ce îi împlinește astăzi să-ți aducă strălucirea și frumusețea cerului, înțelepciunea și puterea zeilor. Să ai multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Să fii mereu în lumina fericirii, pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Te iubesc enorm, draga mea, măicuță. Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine fiica Iana împreună cu familia sa. Felicitări dumneavoastră! Astăzi este milionare cu prezența vă, dar în schimb te iubesc mult și mulțumesc mult din suflet. Și v-am mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. O zi cât mai frumoasă să aveți! Mulțumim de suflet!